Subiectivismul fiecăruia, momentul trăit personal sau povestirile împrumutate de la alții sunt elementele care construiesc o realitate aparentă care cu timpul devine pentru povestitor o amintire pe care și-o însușește declarând-o ulterior ca fiind a lui. Discuțiile libere de acum și amintirile decenilor trecute îndeamnă la o analiză aprofundată nu numai pe istorici, dar și pe tinerii studenți care încearcă să descifreze tainele trecutului. Dovezi, documente, povestiri transmise în scris sau pe cale orală. Toate trebuie analizate și verificate astfel încât imaginea oferită să fie una cât mai apropiată de realitate. Sunt mulți oameni care spun că era mai bine pe vremea lui Ceașcă. Ok. Asta înțelegem noi prin nostalgie. Fenomenul nu este strict românesc. E un fenomen general în spațiul excomunist. Uneori se vorbește mai mult despre nostalgia polonezilor, alteori despre nostalgia bulgarilor. Trăiri, analogii, nostalgii, percepții personale sau conotații politice. Toate acestea construiesc cronologii și personaje ale istoriei. De ce cred oamenii ăștia că era mai bine înainte de 1990? Păi, din start trebuie să stabilim două piste. Unu, pentru că pentru mulți dintre ei chiar era mai bine în 1990. Doi, pentru că au impresia că era mai bine în 1990. Nostalgia nu trebuie tratată nici ea bloc. Nu e o nostalgie. Există multe forme de nostalgie. Să ne gândim că avem o nostalgie foarte light. Să-i zicem nostalgia vintage-ului comunist. Peste tot în spațiul est european, unde există un pic potențial turistic, există și vintage-uri de alea comuniste. Toată lumea vinde insigne de la armata sovietică, căciul de nu știu care. Toată lumea își aduce aminte de Eugenia, cum era ea pe vremuri, de ciocolata cu rom, cum era ea pe vremuri. Astea sunt chestii foarte mărunte, dar sunt și ele o formă de nostalgie. Studiu intens și cercetarea rămân activitățile principale ce caracterizează activitatea istoricului de astăzi, care dorește să redea cât mai precis evenimentele prezentate.